Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi, Contra Curentului, viața nouă, care îi face pe bărbați și pe femei asemenea Domnului Hristos, trebuie trăită, trebuie să înotăm împotriva curentului răului. Un bărbat al rugăciunii. Textul de memorat îl găsim în 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 8. Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. Imediat după ce Cir a cucerit Babilonul, Darius, noul conducător, a organizat imperiul, împărțindu-l în 120 de provincii. Fiecare provincie era condusă de un demnitar numit satrap. Acești satrapi răspundeau în fața trei guvernatori, Daniel fiind unul dintre ei. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Daniel 6:3. Daniel avea o slujbă dificilă. El era în fruntea unui guvern necinstit, neloial și lipsit de evlavie, ai cărui membri îl urmăreau cu asprime și gelozie pentru a descoperi vreo scăpare în conducerea lui. Pusese răspion pe urmele lui ca să vadă dacă nu descoperă astfel ceva împotriva lui. Numai că spionii aceștia, în ciuda cercetărilor atente, nu au fost capabili să descopere niciun defect, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Daniel 6:4. Cât de ușor i-ar fi fost să spună cuvinte de iritare sau de mânie celor despre care știa că încercau să-l distrugă. Cu toate acestea, Daniel a rămas răbdător și credincios, încrezându-se în Dumnezeu în toate. El și-a dat seama că opoziția pe care o întâmpina nu era doar gelozia umană, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni 6:12. În spatele scenei, îngerii căzuți se temeau că influența lui va slăbi controlul lor asupra conducătorilor imperiului, căci Daniel avea o funcție înaltă. Aceștia au stârnit sentimente puternice de invidie și gelozie în ceilalți conducători. Cum spionii au eșuat în căutarea lor de a descoperi lucruri murdare despre Daniel, Satan a sugerat un plan prin care ar fi putut să scape de Daniel, și anume folosind religia lui ca mijloc de condamnare. Guvernatorii și satrapii geloși au concluzionat următorul lucru. Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Daniel 6:5. Cu multă grijă, au gândit o lege care să-l scoată pe Daniel vinovat pentru felul cum se ruga. După aceea, au prezentat această lege lui Darius, mințind că toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire. Numai că nu toate căpetenile fuseseră consultate, căci Daniel fusese exclus. Legea era una absurdă, interzicând închinarea la Dumnezeu timp de 30 de zile. În loc să se roage la Dumnezeu, toată lumea trebuia să îi se închine lui Darius. Pedeapsa pentru acela care încălca legea era aspră, căci urma să fie aruncat în groapa cu lei. Darius nu putea să ia locul lui Dumnezeu nici măcar pentru o secundă, dar rămite pentru o lună de zile. În loc să fie flatat, Darius ar fi trebuit să se alarmeze că are sfătuitori care să ia în considerare o astfel de idee. Ar fi trebuit să se împotrivească aceste hotărâri atunci pe loc. Mai mult, ar fi trebuit să fie suspicios atunci când sfetnicii au subliniat natura de neschimbată a decretului pe care îi cereau să-l semneze. Fără să cerceteze atent, fără să se sfătuiască cu Daniel și fără rugăciune, împăratul Darius a scris porunca și oprirea. Acest episod este o avertizare bună pentru noi. Cu toții trebuie să fim atenți la laude. Cel mai înțelept om care a trăit vreodată a scris că cine lingușește pe aproapele său îi întinde un laț sub pașii lui. Proverbe 29:5.
Când decretul a fost scris, căpetenile, sfetnicii și satrapii s-au bucurat, dar cât de puțin durează triumful răului. Chiar prima avertizare din cartea lui Solomon este îndreptată împotriva unui astfel de plan. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă îți vor zice, vină cu noi, haideți să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, fiule, să nu pornești la drum cu ei, abateți piciorul de pe cărarea lor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și împotriva sufletului lor îi întind ei lațuri. Proverbe 1:10-18. Caracterul este dezvăluit într-o perioadă de criză. Dumnezeu a permis această criză pentru a arăta lumii caracterul lui Daniel. Decretul nedrept nu a schimbat nici măcar cu puțin viața de rugăciune a lui Daniel. Mai mult, decretul în sine l-a motivat și mai mult pe Daniel să se roage, ceea ce a și făcut. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Daniel 6:10. Ce afirmație minunată este aceasta, cum făcea și mai înainte. Viața de rugăciune a lui Daniel nu a început ca o sfidare la adresa unui decret nedrept ce scotea în afara legii rugăciunea. Cu mult timp înainte, în tinerețea lui, el a pus bazele unui obicei bazat pe instrucțiunile din psalmi. Seara, dimineața și la amiază, mă rog și strig. El va auzi glasul meu. Psalm 55:17. Aceste perioade de rugăciune au devenit cele mai prețioase momente din zi pentru Daniel, când se îndepărta de îndatoririle civile și îngenunchea să se roage. Pe tot parcursul cărții, descoperim că Daniel se ruga. Această comunicare a lui cu Dumnezeu a fost sursa înțelepciunii lui fără egal. Daniel este un exemplu strălucitor pentru noi și noi trebuie să ne facem timp să ne rugăm. Tinerii nu ar fi seduși să păcătuiască dacă ar refuza să meargă pe drumul pe care nu pot cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Rugându-se, Daniel a încălcat legea țării. Căpetenile și satrapii geloși aveau de gând să facă un așa fel încât legea să fie respectată cu vigoare. De 3 ori în ziua aceea, oamenii aceștia au dat năvală în casa și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Daniel 6:11. Asemenea, conducătorilor religioși care au plănuit să ia viața lui Isus au putut să întrebe retoric: ce nevoie mai avem de martori? În sfârșit, aveau parte de ocazia pe care o visaseră. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și au zis cu privire la oprirea împărătească: n-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei? Împăratul a răspuns: lucrul acesta este adevărat, după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului: Daniel, unul dintre prinșii de război ai lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Daniel 6:12-13. Pentru ca legea să fie urmată, Daniel trebuia să fie aruncat în groapa cu lei, doar pentru că se rugase. Cât de repede s-au schimbat circumstanțele, doar cu câteva săptămâni mai înainte, Darius se gândise să-l promoveze pe Daniel în cea mai înaltă funcție din Medo-Persia. Acum Darius trebuia să-l execute pentru încălcarea regii. Cât de trecătoare este onoarea lumii! În momentul când căpetenile și satrapii l-au adus pe Daniel, Darius și-a dat seama că fusese luat de prost. Într-o clipă a înțeles că nimic din cuprinsul legii nu fusese gândit ca să-l preamărească. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la asfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Daniel 6:14. Unii ar putea crede că Darius ar fi trebuit să-și poată lua cuvântul înapoi și să-și șteargă semnătura de pe decret. Numai că nu avea cum. Această întâmplare ne reamintește că cuvintele odată spuse și faptele odată comise nu mai pot fi retrase niciodată. Cel mai mare cuceritor de pe pământ
nu poate să anuleze consemnările nici măcar ale unei singure zile. Împăratul Darius a căutat să repare răul provocat de acțiunea lui negândită, dar cel mai puternic împărat al lumii nu putea opri consecințele propriei greșeli. Într-o ultimă încercare disperată, l-a chemat pe Daniel ca să vadă ce are de spus în apărarea lui. Poate că Darius spera că Daniel o să nege că s-a rugat și va oferi un alibi care să fie suficient pentru a scăpa de pedeapsa morții. Daniel a avut ocazia să vorbească în propria apărare și cu mult curaj și-a recunoscut credința în Dumnezeul cel viu, creatorul cerurilor și al pământului. El a făcut o confesiune nobilă de credință, relatându-și experiența de la prima sa legătură cu împărăția, căci nu avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 2 Corinteni 13:8. Planurile lui Satana fuseseră din nou dejucate. Înaintea marii curții a Imperiului Medo-Persan, Daniel a dat mărturia răsunătoare despre importanța și puterea rugăciunii. Pe măsură ce îl asculta, în inima lui Darius a început să se aprindă credința că Dumnezeul lui Daniel îl putea scăpa pe acesta de lei. Când l-a luat pe Daniel, Darius l-a încurajat spunându-i: Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Daniel 6:16. În seara aceea, dușmanii lui Daniel s-au dus acasă, au băut vin în neștire și s-au felicitat pentru reușita lor în a-l îndepărta pe acela pe care nu-l putea mitui să părăsească calea integrității. Nu însă și Darius. Inima lui era plină de convingerea că Dumnezeul lui Israel, despre care mărturisise Daniel, era adevăratul Dumnezeu. El petrecuse noaptea cufundat în gânduri, postind și rugându-se, nu idolilor păgâni, ci aceluia pe care începea să-l recunoască drept Dumnezeul adevărat. Dimineața, împăratul s-a grăbit să meargă la groapa cu lei, unde a strigat plin de neliniște: Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape de lei? Daniel 6:20. Spre ușurarea de nedescris a lui Darius, Dumnezeul scăpase pe slujitorul lui credincios. Tradiția ebraică raportează că dușmanii lui Daniel s-au plâns că Darius hrănise lei chiar înainte să-l arunce pe Daniel în groapa animalelor și că din acest motiv scăpase Daniel. Darius le-a pus la probă teoria, aruncându-i pe acuzatori în groapa cu lei ca să vadă ce se întâmplă. Până să ajungă în fundul gropii, leii i-au și apucat și le-au fărâmițat oasele. Versetul 24. Odată ce acuzatorii lui Daniel au murit, Darius a emis un decret în care îl preamărea pe Dumnezeul lui Israel. Nu-i de mirare că Satana se înfurie când aude rugăciuni aprinse, căci știe că va pierde. Rugăciunea credinței este puterea cea mai mare a unui creștin și, în mod cert, îl va învinge pe Satana. Din acest motiv, insinuează că nu avea nevoie să ne rugăm. El detestă numele lui Iisus, apărătorul nostru, iar când noi venim cu sinceritate la Iisus pentru ajutor, gazda lui Satana se alarmează. Haideți, așadar, să ne luăm timp regulat pentru rugăciune sinceră și serioasă. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!